Salutare iubitori de motociclete, bine ați revenit la o nouă serie. În seria asta vă vom prezenta cum se servisează un set de furci Kayaba de pe un R1, un Yamaha R1 din 2009, Big Bang, și vă vom arăta procedura pas cu pas de servisare la aceste telescoape Kayaba. Vreau să menționez că telescoapele astea Kayaba cumva sunt într-un fel de tranziție din varianta Soki pe care o avea Yamaha și ce folosea Yamaha. Yamaha folosea sisteme de suspensie de la Soki în paralel cu cele de la Kayaba. Astea sunt de la Kayaba, dar au și un pic de sânge, să zicem, de Soki. O să vă arătăm mici exemple în clipulețe. Această serie de clipulețe este dedicată pentru cei care vor să-și facă telescoapele de la A la Z și vor include absolut toate specificațiile necesare pentru a completa un servis corect și să-l facă corect pe motocicleta lor. La fel și pentru tehnicieni moto, în fond și la urma urmei, de ce nu? Pentru a exemplifica și pentru a aduce industria la un standard corect. Bun, hai să începem cu începutul și să ne punem să mai facem mici explicații. Telescoapele de pe motocicleta asta funcționează un pic mai diferit ca și cele cu care ne-am obișnuit noi de obicei. Cu un reglaj de rebound, adică de revenire sus, și cu un reglaj de compresie jos. În cazul ăsta, după cum vedeți, pe partea de jos nu este absolut nimic. La fel nici pe partea din interior, aici nu avem un șurub care ține cartușul ca atare, ci este un sistem un pic mai diferit. În cazul nostru, aceste furci funcționează independent, individual. Dar odată ce sunt ansamblate, funcționează în tandem, împreună și își fac treaba foarte bine. Ce au decis cei de la Soki/Kayaba/Yamaha, au decis să facă un telescop pe o parte de rebound, de revenire, adică ala din dreapta, ăsta, și celălalt telescop să fie de compresie. Deci când faceți aerisirea la cartușă, o să observați că la un moment dat vom avea tensiune la revenire, iar la celălalt vom avea tensiune în momentul de compresie, când vom face aerisirea, vă voi arăta. Bun, hai să trecem la treabă și să vă arătăm ce aveți nevoie pentru început. Primul lucru ce avem nevoie este de o suprafață de lucru curată. Eu, de exemplu, îmi prepar, îmi verific dacă am simmeringuri în stoc, dacă am nevoie de cuzinețe, avem și cuzinețe în stoc întotdeauna, dar de obicei telescoapele astea, fiind cu kilometri foarte puțini, nu cred că o să aibă nevoie de cuzineți, dar oricum vom face o inspecție și la cuzineți și dacă este necesar vom schimba și cuzineții. Avem nevoie de o cheie hexagon pentru a desface capacele. Hai să vedem și o dimensiune totuși. Este o cheie de 36 de mm. Deci de 36 de mm pentru aceste hexagone. Cheile astea s-au folosit și pe variantele de Yamaha, cele cu un reglaj de compresie înaltă și joasă viteza. Pentru asta este acest triunghi. Și scula este evident de la K-Tech, prin distribuitori K-Tech, cu asta ne ocupăm, evident avem scule specializate pentru aceste operații. La fel vom folosi și un ulei 5W, deși Yamaha recomandă Kayaba 01, care este undeva la vreo 15,6 centistroke la 40 de grade, e normal ăsta. Și dacă vă uitați, 15,4 este cel pe care îl folosim noi, care e de la Rocoil. Deci SVI 5 cu 15,4 centistroke la 40 de grade. De obicei se ia caracteristica asta a uleiului. Asta este după ce ne luăm noi. Deci ca și echivalență, este o echivalență chiar foarte bună. Bun. Primul lucru ce vom face, vom pune telefonul pe stand și vă voi arăta următorii pași.
Pentru început, vom începe cu furca de revenire, adică furca de rebound, pe care o așezăm într-un suport. În caz că nu aveți și probabil că nu veți avea asemenea suporți, ce puteți folosi? Puteți folosi două blocuri de lemn prinse într-o menghină și să clampați tuburile. Nu încercați să le prindeți în menghină așa cum sunt, pentru că le puteți deteriora și nu este ceva ce vă recomand. Bun. Următorul pas este să verificați cum este setată suspensia în momentul de față. Pentru că dacă cumva clientul a avut reglat deja, dacă a avut reglată suspensia deja de un profesionist, a dorit să se întoarcă întotdeauna la acel reglaj. După ce vă luați notițe, vă puteți întoarce acolo unde a fost el înainte, ca și reglaj, ori puteți să vă consultați cu clientul și să-l întrebați dacă vrea un reglaj standard, dacă vrea un reglaj optimizat după părerea voastră, ca și specialiști, deci în cazul meu, oferind asemenea servicii, evident, ofer și setare de suspensie, ori să-l lăsăm așa cum a fost el setat înainte, pentru că el a plătit deja pentru o setare. Deci este important să țineți cont de toți factorii ăștia. Pentru asta vom avea nevoie de o șurubelniță. Numărăm în sensul acelor de ceasornic câte clicuri avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci avem 12 clicuri pe revenire, pe rebound. Și ne luăm niște notițe. După care luăm cheia și desfacem capacul de la telescop. În general, ar trebui să se desfacă fără prea multe probleme. Ei, în cazul nostru, se pare că au mai fost servisate și cineva le-a strâns. Este o chestie foarte, foarte comună și am întâmpinat destul de mult problema asta și din cauza asta mi-am făcut un dispozitiv pe care să mă ajut eu să desfac aceste capace, pentru că forța de clampare deja este prea mare și deja încrăcește pur și simplu menghina. Pentru asta eu mi-am făcut un dispozitiv dintr-o menghină de instalatori. Mi-am făcut un dispozitiv cu niște clampe de aluminiu și așa nu voi afecta suprafața și voi clampa în mai multe puncte și atunci va fi o clampare foarte solidă și rigidă. Nu voi zgâria suprafața și voi avea eficiență foarte bună în a clampa. Trebuie să ținem cont în general unde clampăm, pentru că în situația noastră aici e conic și aici e conic. Doar aici pe secțiunea asta avem secțiune dreaptă, așa că ar trebui să clampăm unde este paralel, unde aveți tubul paralel. Deci avem aici o secțiune paralelă, avem aici o secțiune unde se clampează de jugul inferior, de jugul de jos, și asta cred că este cea mai bună opțiune pentru noi. Să desfacem capacul. Hai să strângem și mai tare. Este exagerat de strâns, nu este necesar, nu este nevoie. Forța de strângere ar trebui să fie undeva la 15 N. Nici de cum așa de tare. Deci nu uitați, când strângeți înapoi, chiar nu este necesar. Este suficientă puțină vaselină pe acest o-ring și atât, nimic mai mult. Bun. Vom lăsa tubul de la suspensie în jos. Iar pentru compensarea tubului
de preload, vom folosi un adaptor pentru compresare. Puteți să folosiți și adaptoare manuale. Am să vă arăt aici. Dar în schimb, eu mi-am confecționat această sculă, fiindcă sunt în comerț și dacă doriți să cumpărați, puteți să-mi dați un telefon și vă pot eu achiziționa. Sunt și în comerț de cumpărat, dar eu folosesc scula asta de foarte, foarte mulți ani și sunt foarte mulțumit de ea. Așa că am decis să o folosesc pentru că mă satisface. Cumva e plăcut să faci tu anumite scule pentru a-ți face munca și să vezi că te descurci cu ele. Este important să nu compresați excesiv și să nu zgâriați tubul exterior. Foarte important. Acum voi folosi o furcă pentru a ține cartușul în loc și trag în sus de tub ca atare. Folosind o cheie de 17, este o cheie de 17, subțire, nu știu dacă observați că este subțire, care o introduc aici la contrapiuliță, după care cu o cheie de plastic, ca să nu afectăm suprafața de la șurumul cu care se setează tensionarea arcului, desfacem ansamblul. Vom scoate și vom pune toate ansamblele într-o tăviță. Scoatem și tubul de compresare arc. După care dăm jos și contrapiulița. Asta este contrapiulița și se pune cu partea asta în sus. Scoatem și tija de reglaj, în cazul nostru tija de reglaj rebound, este tija de reglaj pentru revenire și dacă o punem înapoi și apăsăm pe ea o să simțim un efect de arc, așa și trebuie să fie și să verificați și voi înainte de a începe să desfaceți, pentru că de multe ori am întâlnit ca acul de reglaj din capăt să nu fie băgat la loc și evident a rămas suspensia fără reglaj. În momentul ăsta, noi deja putem să turnăm afară uleiul. Am scos și arcul afară, după cum observați aveți și opritorul de plastic în capăt. Iar după cum vedeți, imediat o să vă arăt. A căzut arculețul și acul de reglaj rebound afară. Exact de asta ziceam că sunt situații când aceste obiecte se pierd sau nu se pun corect și atunci evident telescoapele sunt compromise. Deci este foarte important să țineți cont de aceste două lucruri, arculețul și acul de reglaj. Am lăsat uleiul să curgă aproape în întregime. Scoatem și această șaibă, care de fapt este un scaun pentru arc, ca să nu afecteze capacul de la cartuș, pe care îl vom scoate afară și o să vă arătăm și cum. Și cu ajutorul unui
unei unelte cu care de obicei se dau jos greutățile de pe jante, cu ajutorul unei unelte de genul ăsta de plastic, introducem unealta între simmeringul de praf și slăbim simmeringul de praf. Acum telescopul s-a oprit pe bucșa interioară. Și avem nevoie să scoatem de aici această siguranță. Hai să vă arăt. Aceasta este siguranța despre care vorbeam. Și scula asta este o sculă ascuțită, rotunjită și mă ajută să scot asemenea siguranță. După cum observați, ei că l-am scăpat, că mi-e cam greu cu o mână să controlez, dar o să încercăm. Așa, și a ieșit afară. Nu mai are nicio reținere. Cu ajutorul unui încălzitor vom încălzi această suprafață, deci nu trebuie încălzit aici unde este simmeringul, trebuie încălzit un pic mai jos, unde este un cuzinet. În general, de exemplu, furcile de la Soki nu au cuzinet pe tub aici în capătul tubului și de multe ori ies afară, s-ar putea ca și ăsta să fie la fel. Ia să vedem. Da, este la fel. Deci în cazul nostru putem evita încălzirea. Să luăm și siguranța să o punem la spălat. Iar în cazul ăsta, în caz că nu trebuie de bătut afară, deci de-aia m-am oprit să încălzesc, pentru că mi-am dat seama că Soki folosește același sistem ca la Olins. Și în general Kayaba mai are încă sisteme similare în care nu au cuzinet aici pe capăt. Următorul pas va fi să desfacem și simmeringul. Pentru a desface sau a scoate simmeringul puteți folosi o șurubelniță cu un sprijin de plastic. Puteți să băgați aici o cartelă de plastic sau ceva. Băgați șurubelnița și scoateți afară. Eu, în schimb, am cumpărat de foarte mulți ani această sculă. Această sculă este o sculă de Suzuki. Scrie pe ea Made in Japan și part numărul este 099-13-50121. Asta este o sculă de Suzuki, este foarte simplu făcută. Întotdeauna am vrut să mai fac rectificări pe ea, dar totuși funcționează de fiecare dată când am nevoie și nu îmi oferă probleme. Metoda cum funcționează, intră partea asta sub simmering, partea asta altă se sprijină pe cealaltă parte a simmeringului deasupra, iar ținând apăsat în față și apăsând în jos, puteți scoate simmeringul cu ușurință afară. Așa. Deci am scos simmeringul afară, fără să cauzez pagube. După care scoatem scaunul de la simmering. Tubul exterior este preparat pentru spălat. Iar acum ne vom ocupa de cartuș. Vom scoate simmeringul de praf. Acesta a fost sfârșitul părții a întâia din această serie. Vă așteptăm la următoarele clipulețe.